Bine v-am regăsit, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Ne aflăm în Comuna Valea Doftanei, acolo unde are loc Festivalul Zilele Diasporei, prima ediție a acestui festival, festival la care vor participa localnici care sunt plecați peste hotare, dar și antreprenori, cei care vor să le expună celor plecați din țară oportunitățile de afaceri, de business de aici, din România și chiar de aici, din zonă. Bună ziua, vă rog să ne spuneți cu ce ocazie la Valea Doftanei. La Valea Doftanei pentru ziua asta foarte frumoasă, pentru peisajele mirifice și mai mult pentru zilele diasporei, adică de a convinge cât mai mulți români să-și arunce o privire și către locurile natale în care sunt oportunități să pot investi niște bani cu câștigurile aferente. Publicul țintă în cazul acesta ar fi românii care au plecat peste hotare, care lucrează acolo și încercați să-i convinge și să le arătați oportunitățile pe care le pot găsi în țară. Da, acum ceva ani în urmă, când am început proiectul, ăsta a fost gândul de a aduce cât mai mulți români acasă. Numai că lucrurile nu stau tocmai bine, acești oameni au plecat de 15-20 de ani din țară și au creat un rost în țările de adopție, au joburi sau chiar firme care prin care câștigă destul de mulți bani, dar vrem să le arătăm totodată că și în România există oportunități și dacă vreodată se vor gândi că vor să investească niște bani într-un loc din lumea asta, ar trebui ca prima oară să-și arunce ochii spre locurile natale, pentru că, slavă cerului, peisaje sunt extraordinar de frumoase, lucruri de făcut în România și oportunități mari. Taman, din punctul de vedere al faptului că România îi lipsesc foarte multe lucruri, eu le văd oportunități odată pentru antreprenori și oameni cu viziune. Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi, la inițiativa proiectului Repatriot din cadrul Fundației Romanian Business Leaders și cu sprijinul domnului primar din Valea Doftanei, organizăm un eveniment numit Zilele Diasporei, un eveniment care este inițiat în urmă cu 3 ani la nivel național și anul acesta se vor desfășura probabil între 60 și 80 localități, orașe și comune din România. Pentru că acum 10 ani am venit pentru prima dată în Valea Doftanei și pentru că m-am îndrăgostit de Valea Doftanei, am deschis și un mic business aici și încerc să aduc acest tip de evenimente și către Valea Doftanei. Ce ne dorim este faptul să comunicăm și să arătăm românilor plecați din, sau localnicilor din Valea Doftanei, să arătăm că ei se pot cumva întoarce acasă, ori să deschidă o afacere, ori să se întoarcă definitiv, că lucrurile se pot întâmpla și în România și că există multe oportunități, așa cum spunea și Felix, mai ales în această zonă unde, din punct de vedere turism, este superbă. Se pot face multe lucruri care să conteze și să aducă plus valoare țării. E o misiune grea, dar nu neapărat imposibilă. E o misiune grea, proiectul a început în urmă cu 3 ani și jumătate. La început mulți se uitau la noi un pic cam, cum să zic, circumspecți, dar acum lucrurile ne așteptăm să creeze ca un bulgăre de zăpadă și să evolueze foarte mult și în 2-3 ani de zile acest fenomen să ia naștere de fapt fenomenul de întoarcere a românilor în țară, nu de plecare din țară. Sigur că n-aș vrea să încep cu ceva neplăcut, dar toată lumea s-a uitat la televizor, a văzut niște evenimente aseară, cel puțin nefericite, iar noi, prin inițiativa Repatriot, tocmai dorim să nu se ajungă la așa ceva. Dorim ca oamenii care sunt plecați să revină, să se implice în dezvoltarea comunității și totdeauna să se simtă că sunt acasă, că sunt respectați și că părerile și ideile lor sunt binevenite, mai mult decât binevenite. Experiența pe care eu capăt în niște țări care, evident, sunt mai dezvoltate decât țara noastră, ne este folositoare, este necesară și cred că numai în felul ăsta noi, Valea Doftanei, care avem un număr destul de mare de oameni plecați în Italia, Spania, Anglia, Germania și așa mai departe, am putea să avem un beneficiu și noi de pe urma lor și ei de pe urma noastră. Prin urmare, chiar dacă sunt puțini oameni care sunt în situația asta,
aici. Este un început și eu mă bucur că avem acest început. Aș vrea să invit aici alături de mine pe domnul Felix Pătrășcanu, reprezentant repatriot, și pe domnul Emil Munteanu. Bună ziua, bine v-am găsit! Cum spune și domnul primar, nu e tocmai un moment în care să... Nu știu, e un moment foarte încărcat ca să rămân doar aici. Dar săptămâna trecută v-am vizitat toate locurile astea ca turist, cu o mașină de off-road și am dormit undeva pe malul lacului Paltin, după care am urcat sus pe tabla Buții. Și trebuie să spunem următorul lucru, că chiar săptămâna trecută a avut loc un eveniment la tabla Buții, comemorarea celor 17.000 de victime ale Primului Război Mondial, și că au trecut pe aici războaie, trec o mulțime, o să mai treacă o mulțime de lucruri nefericite, poate cât mai puține, sper eu. Și cu toate astea, viața merge mai departe și lucrurile trebuie să se întâmple așa cum trebuie. Și nici noi nu am vrut să lăsăm deoparte evenimentul care era propus de foarte mult timp, deși nu știam ce o să se întâmple în piață aseară, și că trebuie să continuăm dialogul ăsta. Până la urmă, toată nimic nu e veșnic, toate regimurile politice vin, trec, poate vin altele mai bune, mai rele, numai că oamenii locului trebuie să-și vadă până la urmă toată și de ziua de mâine, și de investițiile de mâine, și de ceea ce putem face împreună. Acum, ca să vă spunem câteva cuvinte despre noi, să știți cine suntem, până la urmă toată acest proiect Repatriot a apărut într-o fundație făcută de niște oameni de afaceri din România. Suntem în jur de 250-300 de oameni de afaceri din toată România, care s-au gândit să facă o asociație de business. O să spuneți încă una, printre multele cele formate de până acum. Și cu toate astea, această organizație de business, acest ONG, are ceva specific lui. Și credeți-mă, din acest punct de vedere, și eu m-am alăturat acestui ONG. De ce? Pentru că există proiecte. Și există proiecte de lucruri care se fac. Am participat la foarte multe întâlniri, congrese, forumuri, etc., în care s-au discutat anumite probleme, ne-am luat bagajele, am plecat acasă, am bifat acele evenimente și am plecat. În urmă, lucrurile poate că nu s-au întâmplat niciodată așa cum trebuie. Numai că, în cadrul acestui ONG, au loc o mulțime de proiecte. Și am să vă spun unele dintre ele. Această fundație funcționează după trei piloni foarte importanți. Antreprenoriat, pentru că suntem oameni de afaceri. Educație, care e foarte importantă și în domeniul deficitar în România, știm cu toții lucrul ăsta. Și bună guvernare, adică să fim foarte atenți la oamenii care ne guvernează și să facă ceea ce promit. Să-și păstreze planurile pe care le-au avut și pentru care i-am votat. Pentru că asta este primul lucru pe care acești oameni trebuie să-l facă. Totodată, pe acești trei piloni au intervenit proiectele de care vă spuneam și iată, vă pot da un exemplu de proiect pe antreprenoriat, în care mergem prin licee, nu știu, cred că am atins în jur de 400 de licee până în momentul de față, în care spunem copiilor că pot deveni profesori, ingineri, șoferi de tir, orice vor ei, dar că lucrurile astea se pot desfășura și într-un cadru antreprenorial, pentru că atunci vor mișca mai multe rotițe și vor aduce plus valoare localității în care trăiesc și totodată țării. Asta este un proiect care se numește Vreau să fiu antreprenor. Am fost în toată țara, am întâlnit o mulțime de elevi care, cărora sperăm noi le-am deschis ochii și către antreprenoriat. Adică de ce nu și-ar deschide fiecare și un business? Pentru că, taman, așa cum spuneam mai devreme, din cauza faptului că România are o mulțime de lucruri care lipsesc, sunt o mulțime de lucruri care lipsesc aici, pe educație, pe sănătate, pe multe, multe alte lucruri, totuși văd din această lipsă o mulțime de oportunități. Adică dacă avem atâtea nevoi, lipsa infrastructurii străzilor sau a autostrăzilor, gândiți-vă cât business se poate face pe lângă aceste investiții făcute. Asta este foarte important. Un alt proiect interesant este proiectul Merito. Știm cu toții statutul profesorilor din ziua de astăzi. Nu este unul, mama mea, sora mea, cumnatul meu sunt toți profesori, bine, mama a ieșit la pensie.
și îmi dau seama că suferă, pentru că nu mai au același statut de acum 20, 30, 50 de ani în urmă, când un profesor, într-adevăr, însemna ceva. Ei au fost, la un moment dat, mai prost plătiți și au pierdut acest statut. Din cauza asta suferă. Și am creat noi proiectul Merito, prin care premiem primii 10 profesori, căutându-i prin țară și aducându-i în fața oamenilor de afaceri și nu numai, și arătând că încă mai există oameni cărora le place această meserie și o fac indiferent în ce condiții. Unii pe vârfuri de munte, alții pe niște salarii mai mici, chiar și prin București, în anumite cartiere care mai erau famate, ca să spun așa. Dar totuși vrem să arătăm că mai există profesori care iubesc meseria și că ei pot arăta celorlalți că lucrurile se pot desfășura în continuare. Un alt proiect, iată, este făcut Repatriot. Este făcut atunci când am dat seama că 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane, nici noi nu știm exact câți oameni trăiesc în afara granițelor țării. E o pierdere extraordinar de mare pentru noi toți. Dar nu trebuie să plângem foarte mult pentru că acești oameni au plecat din țară, ci trebuie să vedem partea optimistă a lucrurilor. Este un fapt de necontestat faptul că acești 4-5 milioane, câți ori fi, sunt plecați afară. Dacă am încercat să aducem 10-20% dintre ei înapoi în țară, gândiți-vă că ei ar veni, mulți dintre ei ar veni, cu mentalități schimbate. Trăiesc în țări de adopție în care democrația se face de câteva sute de ani. Văd acolo bune practici în a face un business, în a-ți cere drepturile în fața autorităților, în a fi civic și așa mai departe. De acest lucru, inițial când am ajuns la primele conferințe pe afară împreună cu colegii mei de Repatriot, am fost bănuiți că suntem acolo ca să vină să investească bani în România și se gândeam ei că noi o să le luăm banii respectiv sau că o să le furăm ideile. Sunt foarte importanți banii pe care ei îi pot investi aici, economiile lor, să investească în România. Dar eu văd un lucru mult mai încărcat de plus valoare, faptul că vin cu mentalitățile astea deschise, cu lucruri care se întâmplă foarte bine acolo. Să fim foarte bineînțeleși, nici în Italia, nici în Spania lucrurile nu sunt extraordinar de bune. Probabil că o țară ideală e undeva sus acolo, nu știm că nu s-a întors nimeni. Dar cu toate astea, există acolo niște lucruri foarte bine făcute, o administrație care funcționează după niște parametri, au o istorie în spate. Ei, tocmai această schimbare de mentalitate pe care acești oameni pot să o aducă în România este foarte, foarte valoroasă. Bună dimineața! Emil Munteanu, sunt antreprenor de 19 ani cu compania de bază fiind din industria IT și consultanță de fonduri europene. Dar acum 10 ani m-am îndrăgostit de Valea Doftanei când am ajuns și am, împreună cu asociații mei, mi-a plăcut foarte mult zona și am cumpărat un teren. Și de atunci am devenit consultant cu dumneavoastră, tocmai pentru că mi s-a părut o oază de natură și de verdeață, de bogăție în această localitate. Aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați fost plecați în afară sau mai sunteți încă plecați din țară? Ne spuneți câteva cuvinte? Da. Vă rog. Da, mă numesc Vastea Mare Gabriela, sunt născută și crescută în Valea Doftanei. Aici am învățat, aici am plecat și pe mai departe. Și acum 10 ani, după ce viața mea a dovedit că vreau sau că pot mai mult, am hotărât să plec din țară, în Marea Britanie. A fost o experiență pe care, pe de-o parte, aș dori fiecăruia în parte să o trăiască, să o guste, dar prețul pe care îl plătești și urmele pe care le lasă, și psihic, și fizic, pot să spun, și mai mult decât atât, acasă, la cei pe care le-aș și în urmă,
sunt lucruri perioade importante pe care nu le poți răscumpăra, indiferent oriunde te duce, oricât de mulți bani ai putea să faci, oricât de multe idei putea să împrumuți de acolo. Nu fac cât dacă pui un pas, o mână, un deget acasă lângă familia ta, lângă oamenii pe care ai cunoscut și lângă care ai crescut. E neplăcut când vii de acolo și vezi că oamenii pot, dar sunt triști. Pe mine m-a marcat neplăcut experiența, pentru că a fost un an în care nu mi-am revăzut țara. Am plâns foarte mult, am vrut să înțeleg de ce oamenii acolo pot și de ce nu putem noi, de ce vin acasă și mă împiedic de gropi și ei nu. Am înțeles de ce poți să mergi pe stradă fără să privești în curtea unui om, gândind că vei sări gardul sau că nu vei sări. Este plăcut, dar este mai neplăcut când te întorci și vezi și gândești că ai putea să faci și tu. Toți așteptăm unul de la celălalt, așteptăm ceva. Ideea este că fiecare trebuie să facă doar un pas, un gest, un deget. Dacă în ziua de astăzi am gândit să facem o investiție și să dărâm fiecare doar un leu într-o lună din comunitate, pe membru de familie, și cu o idee bună și cu oameni pregătiți, se poate mișca ceva. Și cu puțină muncă voluntară și cu ideile care vin de la oamenii pregătiți și cu tehnologia adecvată. Nu aș mai face acel pas decât dacă aș merge pentru un schimb de experiență, să învăț ceva și să practic aici. De curând am revenit în Valea Doftani, o să devin din nou cetățean foarte în regulă, pentru că 34 de ani sunt cetățeană orașului Ploiești, adoptată de către Ploiești. Am fost prezent în fiecare weekend, în fiecare vacanță, de fiecare sărbătoare regală alături de părinții mei. Sunt un om care participă efectiv la absolut tot ce participă și familia la țară, în care măsură ca și la oraș. Și cred, pentru că am luat o măsură destul de radicală, fetița mea merge la școală aici, că se va schimba ceva. Am o vârstă, nu am 20 de ani, am 48 de ani și am puterea să visez și cred că echipa care o avem la conducerea, să spun așa, comunității primăriei, oamenii care sunt foarte, foarte oameni buni, oameni harnici, că peste 5 ani, sper și cred chiar 10, că fetița mea care a ales să trească și să crească aici, se vor vedea materializate foarte multe proiecte. Aș fi spus mai mult, dar... Mă cheamă Găină Fiorel, sau mai bine zis Titi Găină. Sunt de 19 ani în Italia și, din păcate, urmăresc să mai plătesc contribute în continuare, să mă retrag la pensie aici. Indiferent ce am face acolo, unul al lor nu o să fim niciodată. Asta o spun cu toată inima. Primii ani sunt foarte grei, după aceea fiecare cum se descurcă. Din fericire, fac munca de șofer și nu lucrez într-un colectiv, adică, cum să zic, în cabină nu stă nimeni cu tine. Dar sunt persoane care, cum să zic, cum a zis și dumneavoastră prima, înainte. E foarte greu să lucrez printre străini, dar asta e, din păcate trebuie să mă gândesc să am contribute plătite cât de multe, să ies la pensie. La pensie, bineînțeles, să stau aici. Ce să vă spun? Că e greu, sunt și eu de 14 ani, de tată, și începuturile sunt oricum grele pentru toți acolo. Fiecare urmărește un contract de muncă, să aibă contribute plătite și ei, așa, dar nu toți pot să aibă contractul ăsta de muncă. Deci sunt mulți care lucrează la negru, sunt mulți în societate la care nu se plătește contribute și asta, cu timpul, te face să te gândești să te întorci acasă. Normal, aici să ai o afacere, o angajare undeva,
oricum, ideal ar fi. Dar tinerii încă nu se gândesc la treaba asta, până în 30 de ani, 35 de ani, nici vorbă. Chiar dacă iau 100 de euro pe zi sau cât ia, nu spun cifre, telefon, îmbrăcăminte, mașină, restaurant, prieteni, am spus, în jur nu contează. Dar după 40 de ani, deja unul conștientizează faptul că viața merge înainte, că îți trebuie contribuții plătite, că ai face ceva și în țară. Da, și ar fi bine să ai, să ți să, cum să zic, să vezi o anumită stradă care ai putea să o faci aici în țară, chiar dacă ai avea 3 lei, puși deoparte, să zici, da, aș putea să fac o anumită chestie, dar n-am văzut oportunitatea asta încă. Deci nu știu și dacă aș avea un ban unde să-l bag, unde să fac o afacere, să ce. Nu știu ce aș putea face. Bună ziua! Ce să vă spunem, măi, am dat Europa asta sub cauciucuri, ca un carlaut. Într-adevăr, e bună inițiativa domnului primar, dar toate sunt bune și frumoase până când începi să investești. Că n-ai susținere, n-ai legi, n-ai bănci. Toate pe tine sunt de beleasă. Nu te ajută ca să începi o afacere. Băieții care sunt plecați, într-adevăr, au bani, dar nu vin să investească din cauza asta. Bancă, băncile te omoară, sistemul bancar. Legile guvernanților le dau pentru ei, pentru noi. Probleme, astea sunt. Copiii, la cei care au plecat născuți în țările unde au trăit, le greu să mai vină să-i adapteze la țara noastră, la condiții de aici. De făcut, s-ar face multe. Ce pot spune eu, că dacă mi-aș lua eu un cap tractor, un tir, să-l încep o afacere, eu fac cu fiul care și copilul tot, tiriste. În primul rând, domnul zile te omoară la băci, nu? Ca să desfaci afacerea, îți trebuie ARR-ul, acte, RAR, toate durează 2-3 luni de zi. După aceea... Toate lucrurile astea nu există așa, da? Da. De acolo să-l voi fac mai repede. Și este ajutat, o persoană este ajutată să deschidă o afacere de către stat. Mă numesc Marian. Am fost foarte atent când a spus despre toate investițiile pe care aveți de când să le faceți sau să ne dați idei. Și a rămas cu gândul la una. Având în vedere că... Mă scuz un pic. Având în vedere că avem lacul acesta frumos, Balte, am putea, ca dânsul, să dezvoltăm pe marginea acestuia, dacă ne este permis, o căruță de, ca să zic expresie, o căruță de pensiuni, atracții turistice, sporturi nautice, de exemplu, toate ecologice, de câte am înțeles, n-ar fi voie să poluăm acest lac, este de acumulare. Și mă scuzați un pic, am un pic de emoție, de când am luat microfonul, nu? Am putea să dezvoltăm atracții turistice. Prima ediție a zilelor diasporei la Valea Doftanei. Cum s-a ajuns la organizarea acestui eveniment? În primul rând ne bucurăm foarte mult că suntem gazda unui astfel de eveniment, un eveniment dorit de mult de noi și iată realizat acum cu sprijinul Repatriot România și avem speranța că este un prim pas spre un dialog cu oamenii plecați din Valea Doftanei, oameni care nu au plecat dintr-o dorință de a își părăsi localitatea, ci din dorință de a face ceva pentru ei și pentru localitate mai bine. S-au dus în locuri, să recunoaștem, dezvoltate, în țări dezvoltate, iar experiența pe care ei o capătă acolo și decenul și capitalul pe care ele acumulează, am dorit să se întoarcă în Valea Doftanei. Dar pentru ca lucrurile să se întâmple, în primul rând trebuie să urmăm o cale a dialogului, noi să informăm pe cei plecați ce oportunități sunt aici, ce ar putea să facă, să-i atragem, iar ei, când ajung, să ne împărtășească ceea ce au cunoscut, ceea ce au văzut și să aplice la noi lucrurile acestea.
Este, așa cum am spus, un început și sperăm că lucrurile vor evolua și asta va fi un plus pentru Valea Doftanei.